La Brașov, un meci așteptat cu mare interes. Steagul Roșu, Espanyol Barcelona, echipa lui Di Stefano. Oaspeții au lovitura de începere, dar stegarii sunt cei care atacă mai periculos. Brașovenii domină copios, însă mingea grea ca un bolovan refuză să intre în poarta lui Carmelo. Consternare în minutul 21. Martinez trage în poarta părăsită de Adamache. 1-0 pentru Espanyol. Avem acum 3 goluri de recuperat. Stegarii se instalează în careul advers și în minutul 23 obține egalarea. 1-1. Speranțele renasc. Brașovenii au în continuare câteva ocazii bune, între care o pară, dar scorul reprizei nu mai poate fi modificat. La reloare, lovitură de teatru. José María scapă singur, apărătorii noștri se bâlbâie și din nou avantaj pentru Espanyol. Nu pentru mult timp însă. După 3 minute, fundașul Ivancescu egalează 2-2. Spaniolii se apără cu disperare și în minutul 60, la un fault asupra lui Pescaru, arbitrul dictează hotărât 11 metri. Execută Ivancescu și steagul ia pentru prima dată conducerea. Hărțuit cât în 3 meciuri, Carmelo presimte parcă un nou gol. De ce ți-e frică, nu scapi. În minutul 80, Goran șutează pe jos și astfel Steagul Roșu și Espanyol vor susține al treilea meci pentru calificarea în semifinalele Cupei Orașelor Târgului.